Bună tuturor! În episodul de astăzi am să vă arăt un loc tare neobișnuit în care vă puteți construi o casă și puteți să locuiți acolo. Dacă v-ați săturat în roleplay-ul vostru din Brookhaven să locuiți doar în casele pe care vi le pune la dispoziție jocul, ei bine, am venit cu o soluție și la această problemă. Înainte să începem, nu uitați să apăsați butonașul de like, să vă abonați dacă nu sunteți deja abonați și nu uitați că pe primul link din descriere veți găsi tricouri Hanorace Ghiuzdane cu Daria și cu Angela. Nu uitați să vă scrieți opinia în comentarii despre noua mea frizură și dacă vreți să o lăsăm pe cea veche, adică pe aceasta, sau dacă vreți să o păstrăm pe cea nouă. Scrieți în comentarii, votați și coafura care are cele mai multe voturi va câștiga. Bun, haideți să începem! După cum spuneam, Brookhaven ne oferă o grămadă de locuri în care putem să locuim. De la apartamente, avem aici atâtea apartamente. Avem 3 apartamente la care avem acces dacă nu avem premium și 3 penthouse-uri pe care le putem accesa cu premium. Avem o grămadă de vile la care avem acces atât cu premium și atât cât și fără premium. Și asta nu e tot, putem să locuim chiar și în anumite case deja prestabilite. De exemplu, puteți să locuiți și în acea cabană. Dacă aveți un server privat unde intrați doar voi sau intră și prietenii voștri, puteți să locuiți aici pentru că este doar cabana voastră. Însă dacă sunteți pe un server public, s-ar putea să împărțiți cabana și cu alți playeri. Asta nu e tot, puteți să locuiți chiar și pe acest iaht pentru că există dormitoare, sufragerie, bucătărie, băi, tot ce trebuie ai și pe acest iaht. Teoretic, n-ai nevoie de locuri noi în care să-ți faci case subterane, locuri secrete. Dar dacă te-ai plictisit să locuiești și în acest iaht, și în fiecare casă cu premium, și în fiecare casă fără premium, te-ai plictisit și de apartamente, cine știe, poate te-ai plictisit și să nu locuiești nicăieri și să locuiești pe stradă. Să nu mai zic că avem 5 camere la hotel unde vă puteți caza. Și puteți să locuiți și la casa abandonată care se află în spatele aeroportului, dar nu o să mai mergem acum. Acum o să mergem direct la locul secret unde vreau să vă arăt cum puteți să vă faceți o casă secretă și cum i-am făcut eu o casă secretă. Puteți să faceți roleplay cu prietenii voștri folosind această ascunzătoare. E bine, probabil că știți, înainte era așa, cred că asta este poziția corectă. Și am pus sacul de dormit acolo și suntem deja sub fântână. Dacă decideți să rămâneți aici, nu vă vede nimeni, pentru că este fântâna și nu o să vă vadă nimeni. Cu cel puțin nu cred că vă vede nimeni. O să și testez chestia asta, o să intru cu alt cont și o să încercăm să intrăm aici de pe alt cont. Dar, dacă vreți să plecați de aici, puteți să plecați prin pereți. Haideți să vedem. Am ieșit prin perete. Și avem aici un întreg spațiu unde puteți să construiți o casă. Numai că de aici veți fi vizibili pentru că știți și voi, este un perete transparent chiar în jurul fântânii. Și haideți să vă arăt. Spre exemplu, vreau ca pătrățelul acesta să fie dormitorul. Sau mai bine facem dormitorul aici, pentru că e mai ferit. Și tot ce trebuie să facem este să intrăm la props și să decorăm spațiul de sub fântână exact așa cum ne dorim noi. Așa că în dormitor vreau să-mi pun o măsuță de machiaj pentru că înainte să plec o să-mi fac machiajul. Vreau să îmi mai pun câteva lucrușoare, haideți să vedem la ce mai avem acces. Vreau să-mi pun un cort. Știu că dacă punem playhouse, dacă punem această căsuță, o putem transforma într-un cort super drăguț, roz, simpatic. Ia uitați cât de drăguț e. Numai că o să scot măsuța, pentru că nu avem loc și de măsuță și de cort. Și aici o să fie dormitorul. Aici în spațiul ăsta o să dorm. Haideți să vedem. Și acum mergem și ne facem în altă zonă partea de make-up. O să ne facem în altă zonă. O să ne decorăm casa aici cu măsuțe de machiaj, o să-mi pun și eu o oglindă, o să ne extindem dormitorul. Se schimbă amândouă? De ce se schimbă amândouă? Nu înțeleg asta, nu înțeleg. Eu voiam doar una să se schimbe. Ok, o să-mi pun oglinda și acum vreau să-mi pun măsuțe de machiaj. Gata. Mi-am pus și oglindă și măsuțe de machiaj, vreau să-mi pun și luminițe. Cred că luminițele ies afară. Da.
așa că o să încerc să le pun mai jos, nu știu dacă funcționează, o să încercăm să le punem mai jos. Și cam așa arată dormitorul meu. Avem aici avem patul, aici avem o oglindă, o măsuță de machiaj, niște linițe, iar acum o să mergem să ne facem sufrageria și bucătăria. O să vreau să-mi fac aici bucătăria, așa că o să-mi pun câteva ustensile, o să-mi pun tacâmurile astea, o să-mi pun acest cârpător și bolul cu cereale. Haideți să vedem. Blenderul, banana, o să-mi fac un smoothie. Hai să vedem ce mai putem pune. Și ăsta e bolul cu cereale. Și asta este zona de bucătărie. O să-mi pun de ce nu niște baloane, poate mai am vizitatori. Așa. Și poate niște decorațiuni. O să-mi pun aici nu un om de o zepadă, nu un brăduț, aceste lumânărele, pentru că mi se par foarte drăguțe, foarte cozy. Haideți să spun dacă mai avem vreo decorațiune, ceva de pus. O să las cadourile astea, chiar dacă sunt de Crăciun. De ce nu? Poate primesc cadouri și în afara sărbătorilor. Și cam așa arată. Acum o să-mi dau reset, pentru că vreau să ies de aici. Și o să vă arăt de sus. Și gata, haideți să vedem cum arată. Aici este bucătăria mea, unde mi-am pus tot felul de ustensile pentru gătit. Am acolo cârpătorul, blenderul, am bolul cu cereale, am o farfurie care nu se prea vede pentru că e albă, dar se vede, se văd tacâmurile, furculița, cuțitul, lingura. Bun, aici sunt baloanele. Aici avem ornamentul pe care l-am pus și hai să mergem în dormitor. După cum mă așteptam, oricât de jos aș încerca să pun aceste luminițe, ele tot vin în exterior, așa că mai bine le scoatem. Și hai să mergem în dormitor, să vedem dacă e vizibil dormitorul de aici. Și cum ziceam, dacă vă faceți dormitorul sub fântână, nu veți fi văzuți. Este un loc super, super secret. Dacă vreți să vă extindeți cu casa pe lângă fântână, lumea o să-și dea seama că locuiți aici. Dar dacă vreți să vă limitați și să locuiți chiar numai în acel pătrățel la nivelul fântânii, adică aici, n-o să știe nimeni că voi aveți o casă secretă chiar sub pământ. Tare, nu-i așa? Acum am invitat-o pe Daria. Daria este aici și va intra ea în casa mea secretă, pentru că vreau să vedem cum se vede de sus când cineva locuiește acolo. Așa că hai să vedem unde e Daria. Se aud pașii Dariei. Este în dormitor, acum nu o vedem. Hai să vedem acum unde e. Este aici! Bună, Daria! Și văd că Daria a ajuns acum la bucătărie. Vreau să vă scrieți părerea în comentarii, cum vi se pare această idee, dacă o veți folosi. Daria văd că se distrează, s-a apucat să îmi pună sicrie în casa mea secretă. Scrieți în comentarii dacă veți folosi această casă, dacă vă veți construi și voi casă sub fântână. Eu sper că v-am ajutat făcând acest videoclip. Puteți să puneți orice vreți aici. Puteți să vă faceți o bază secretă, o bază militară. Puteți să faceți roleplay, să fiți niște hoți care ascund banii pe care îi fură aici. Sau puteți să fiți niște polițiști care se ascund aici încercând să prindă hoții. Sper că v-am ajutat. Noi ne revedem data viitoare. Pa!